mă întorc chiar pe partea de Defender for Cloud Dashboard. Și aici ziceam că ne ajută să vizualizăm toate aceste informații într-un mod unificat, inclusiv containerele scanate din Azure AKS și din Amazon Elastic Kubernetes Services. Ne ajută să protejăm mașinile de Linux și putem obține și partea de vulnerability management pentru aplicații. Deci e o soluție all in one, aș putea spune, acum folosind diferite componente.